dimineața din La Paz, dragi prieteni. Uitați cum se prezintă cea mai înaltă capitală din lume. Ne-am ajuns aseară absolut rupți de oboseală. Am trecut printr-o grămadă de probleme, probabil că ați văzut vlogul anterior. Sau dacă nu l-ați văzut, ar fi trebuit sau ar trebui să-l vedeți. Ideea este că ne simțim foarte rău amândoi, deoarece suntem la 4000 de metri altitudine. Am scos bani, haideți să vă arăt cum se prezintă situația cu bancomatele de aici. Am scos bani de la aeroport. N-am mai zburat de mult cu un avion din ăsta care are 2-4-2, frate, deci două locuri, 4 pe mijloc și încă două pe parte. Ciudat. Deci ne-am adus ăștia acum mâncare aici. Uitați-vă și voi ce mâncare se dă la ăștia în avion. De zic că sunt alea de închisoare, frate, să mor eu. Mâncare de închisoare. O loquerias. Ok? Una loqueria. Ahora no lo uses para tu video. Auzi, ce că n-am vrut să-l mănânc, n-am voie să folosesc pentru video. Ne cumpărăm internet. Avem noroc că lui Vale funcționează super bine internetul Claro pe care l-are în Argentina. Mie evident că nu merge, că ea are SIM din ăsta, are un plan plătit. Eu n-am plan plătit, am doar un SIM. Și ne-am luat de aici, de la fata asta, am dat 80 de bolivari. Nici măcar nu știu cât înseamnă 80 de bolivari. Trebuie să verific acum să văd cât e. O să povestesc că noi mergem acasă ce am pățit la immigration. Când am stat acolo, chiar cât pe ce să nu prindem the flight. Ia uitați, frate, ce selecție de bancomate aici. Mamă, o să folosesc ESA, că de asta am mai auzit. Haide că am scos 1000 de bărbați de ăștia. 1000 de bărbați înseamnă 134-130 de dolari. Haide să vedem cum se prezintă bolivieni. Prima oară în viața mea când văd bolivari, bolivieni. Am scos 1000. Ce tare! Mamă, deci după Argentina, unde tot era super complicat și simplu, e să vii într-o țară în care bași cardul, ai scos toate bune și frumoase. Trebuie să luăm acum niște... E rău, Vale, evident, în pana mea. Eu ziceam, vezi că o să fie rău aici, o să mă cără prin pula mea de la altitudine și de la astea. Și ea, nu, că nu o să fie nimic, o să vezi că o să fie. Și acum trebuie să-ți spună niște chestii. Deci pe internet nelimitat am plătit 11 dolari, ca să vedeți. Este mie numărul, nu? Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Chao. Gracias. Vale, sigue como fucked up. Ya vamos a ver. 8, 11, dijo. E prima oară în viața mea când văd din ăștia bolivieni și deja mi se par niște chestii care vor, probabil că vor cauza niște probleme. În primul rând, uitați-vă aici, ai o bancnotă de 10 bolivianos, da? Ia uite, încă o bancnotă de 10 bolivianos. Amândouă sunt de 10, dar vedeți că sunt diferite. Altă chestie? Uitați-o pe asta de 100, de exemplu, 100 de bolivieni. Dacă o compari cu asta de 20, dacă nu ești atent, poți să dai cu asta de 100, crezând că ai dat cu 20. În fine, e important că am scos bănuți. Apartamentul pe care l-am luat nu este unul excepțional, dar am căutat cea mai ieftină variantă, pentru că costurile, pentru călătoriile pe care le avem acum, they are fucking skyrocketing. Și atunci am zis, băi, trebuie să ne menținem la un nivel și să vă prezint un apartament de 26 de dolari în centrul capitalei Boliviei, și anume în La Paz. Ignorați puțin haosul care e aici, pentru că am urmă să iasă răsparți și n-am putut să facem deloc ordine. Sunt our backpacks. Ăsta este al Valeriei, vedeți aici foarte frumos aranjat, al meu. Este un televizor acolo, o să vă spun imediat o chestie, o să vă arăt ceva cute. Ăsta este umblat prin bucătărie. Avem tot ceea ce ne trebuie pe aici. Everything looks
perfectly normal. Avem un frigider. Aici mă știu dacă ne lăsa ceva. Evident că nu ne lăsa nimic femeia asta. Haideți să vă prezint baia. Valeria se ocupă de niște chestii cu apartamentul ei și nu vreau să o deranjez. Ia uitați aici, baia. Nu este un loc excepțional, dar repet, for the price, I think it's worth it. Ce mi se pare mie tare, uitați-vă ce combina are, frate. Asta este combina cum aveam acasă eu când eram la Emil, frate, și aveam, nu știu, 10 ani, 12 ani. Aveam combina aiua, exact asta. Și știu că la tata l-am luat combina JBL, mamă, știi că m-a luat combina JBL, era cam în același stil cu asta, am zis, băi, ești nebun, combina JBL, este ceva absolut, absolut demențial, nu se găsește pe oriunde combina JBL, nu orice om are JBL, când toți aveau Iowa sau JVC, noi o ardeam cu JBL. Bă, deci nu puteți să vă dați seama cât de frig e aici, am plecat din Buenos Aires, unde aveam undeva la 8 grade, aici chiar că sunt 20, acum presupun că e soare. Adică văd că este soare afară, gândiți-vă că suntem la aproape 4.000 de metri, deci cu siguranță că o să fie ceva mai călduț decât în Buenos Aires, dar înăuntru, în casă, este incredibil de frică. Undeva la 10 grade, cred că sunt ceva de genul ăsta, deci ne căcăm pe noi de frică, vorbesc serios. Haideți să vedem primul contact cu vremea de aici. O halachie în exterior. Vreau doar să nu fie frig, asta e singura chestie. Ah. Da, mă, e călduț, ești nebun, când e soare la 4.000 de metri se simte călduț. Ah, ok. Deci da, asta este clădirea în care stăm noi. Aici se află our beautiful apartment și e super frumos afară. Exactamente că afară e masca lor situ în departamentul. Deci afară e perfect. Am ajuns acum într-un parculeț despre care nu știu exact ce să vă spun, pentru că timpul pe care l-am avut pentru a face research în legătură cu Bolivia, cu La Paz și cu istoria acestei țări a fost foarte, foarte, foarte scurt. Gândiți-vă că am luat decizia acum 2 zile să venim aici. Asta presupun că este un monument. 23 martie 1879. Mie mi se pare similar tot ceea ce am văzut de ieri până astăzi, nu știu, undeva la vreo 10 ore am stat. Mi se pare foarte, foarte, foarte similar cu chestiile pe care le-am văzut în Peru. Pentru că vă dați seama că sunt o grămadă de chestii culturale care sunt aici cumva similare. Mamă, deci e super greu să mergi. Deci vorbesc serios, merg acum și să vorbesc în același timp. Băi, nu e ușor. Deci pur și simplu nu e ușor. Simt că mi se oprește aerul. Adică n-am destul de mult aer. Primul lucru care mă șochează în legătură cu La Paz, băi, este legat de skyline. Nu mă gândeam că orașul acesta, la 4.000, aproape 4.000 de metri altitudine, are un skyline atât de mare, că sunt clădiri înalte, ceea ce înseamnă că sunt clădiri noi. Stai că zice că am ajuns, dar să vezi că e închis aici. Vrem să bem o cafeluță. Deși este târziu, am să băgăm o cafeluță și asta, uite și ce Big 7, zice că asta este numărul 6 în rankingul mondial de cafele sau de cafenele. Nu, cafenele numărul 6, în primele 50 din lume în 2020 și cafeaua pe care o fac aici în primele 6 din lume. Hai să vedem. De fapt, cred că în clipul ăsta o să vorbim despre prețurile pe care le-au ăștia aici în Bolivia. Asta e interesant de văzut cât costă. Uite, de exemplu, o cafea rece este 20 de bolivari. N-am nici cea mai vagă idee. Vale, quanto sunt vente bolivari? Nada. No tengo idea, pero... Nu sabem, eu nu știu quanto es la... No voy a hacer el cambio. Sunt curios să văd cât e o cafea, dacă e scumpă. Cafe con hielo, cafe con leche frappello. Moneda... Vamos a ver, que lo tengo aquí. Nu, 3 euro o cafea. Deci 3 euro o cafea, una cold brew. Da, o ciocolată caliente, 2 dolari. Cât e, mă? Hai să vedem ca să știm exact cât e dolar. A mime sale así? 20? 3 euro. Sí, 20 bolivarianos. Bolivianos. Eu zic bolivarianos, bolivarianos se tăia din Venezuela, nu de aici. Claro, bolivar, venezuelano, ah. Un bolivian din ăsta e 0,64 lei. Primul breakfast bolivian. Nu știu ce se face aici, vreau de habar. Ne-am un cuchetă. Dar nu știu. Ce este asta?
Es como arroz con... Como una tortilla zarpada con un huevo. Ya, eso. Y esto, quesito, una tostada de pan de masa madre. Increíble. Vamos, dame esto. Se me dato tartă de nota 10. Să vedem acum cât plătim pentru tot breakfastul ăsta pe care l-am luat. Breakfast e ora 2. Nici brunch nu e, că la ora asta ai trecut și de brunch. Hai să vedem. Sería 91 bolivianos. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. Deci pe tot breakfastul ăsta, cum te pare? 11 dólares. Este en pesos cuánto? 4.400 pesos. Por favor, en serio. Bueno, sí, es verdad. ¿Qué es verdad? ¿Es barato? Or... Sí, sí, mi amor. Comimos súper bien. ¿Para un desayuno? ¿Nosotros cómo pagamos? 8. 8.000, sí, sí, algo así. 8. Mamá, deci 4.000. El doble. Exact, exact el doble. No vas a comparar, ¿no? O sea... ¿Mejor? No, es bueno en Ushuaia, pero este... Nada, está séptimo en el mundo, me parece. No sé. Da, deci am dat 11 dólares, frate. Foarte, foarte, adică foarte ieftin să mănânci la un loc din ăsta super highly rated. Da. Deci este absolut impresionant. Mergi, frate, și ți se rupe sufletul în tine. Și acum am ajuns, ăsta este locul, bă. Nici nu știu dacă este locul. Stai să vedem. Nu cred că este locul pe care îl căutam. Puțin mai în față este un loc cu empanade. Dacă ați văzut în clipurile mele, eu am mâncat empanade prin Columbia, prin Venezuela. Se mănâncă și toată zona asta, cum este, Comunidad Andina sau zona... Uite, restaurant de Peru. Toată zona asta, Columbia, Peru, Bolivia și Venezuela și Ecuador, cumva... Este exact acolo, da, l-am văzut. Cumva au bucătăria în comun și sunt super curios de fiecare dată când ajung în țările astea să vedeți care sunt diferențele între lucrurile pe care le găsești, de exemplu, ce găsești în Columbia, ce găsești în Venezuela și acum să vedem ce găsești în Bolivia. Locul se numește La Saltenia și care e cel mai șmecher empanade pe care poți să le găsești. Hai să vedem. Bună ziua! Grazie a vos! Ok. Oh. Perdón, ¿subimos? ¿Qué hacemos? ¿Subimos o podemos subir? Ok, ok. Ok, gracias. Mamă, dar destul de scump, am dat pe 3 căcaturi 8 euro. Ia uite, și aici suntem doar noi. Our private restaurant. Sorocii, răul de altitudine, este o chestie care se întâlnește foarte mult aici în Bolivia. Mi-aduc aminte că prima oară când am fost în Cusco, la 3400 de metri, era un tip în hotelul în care am stat, care a trebuit să fie transportat acasă, dacă vine să credeți, acasă, în Lima, cu un elicopter, frate, pentru că i s-a făcut atât de mult rău, încât nu, spitalele de acolo nu puteau să aibă grijă de ea și au zburat-o înapoi în Lima cu un elicopter. Noi ne-am simțit foarte rău azi noapte, eu m-am simțit binișor, după care s-a simțit Vale, după care iar m-am simțit eu rău. Deci a fost dubios, dubios de tot. Ai că bine. Era una, no eran dos. Venía una de carne. Y carne picante. Ah, pensé que venían dos. Solo viene una. Por promoción solo son dos salteñitas. Dos salteñitas. Ah, pero por promoción. Pedimos una promoción y aparte. Y aparte. Una doble. Sí. No está, solo está en la promoción. Solo 28, mi amor. No, pero eso es el problema, que pagué 75. A 7.50 está la salteñita, cada una. 7.50 pagaste, no 75. Ca un om care cunoaște empanadele, frate, deci asta este... Nu, dar aici și-am făcut o greșeală. Am crezut că este mult mai scump, dar nu, vă spun eu cât e. Astea au fost tot ce am cumpărat aici. Două empanade, sucul ăsta al Valeriei și chestia asta au fost 3,61 $, ce înseamnă că empanada mea este undeva la vreo $1. Spicy? Me zarpe, me fui la mierda. Dar nu, sunt super bune. Pero si, sunt muy ricas, muy, muy, muy ricas. Me encanta. Sunt foarte mișto. Asta e cu carne picantă. Foarte, și o să mâncăm, o să ne îngrășăm ca niște porci, frate. Înainte să călătoresc prin America de Sud, eu n-au uit să ne termine terminul, termina
de termenul de feminicidiu. Eu nu știam ce înseamnă chestia asta, n-aveam nici cea mai vagă idee. Ei, acest termen este un termen care a fost basically inventat, sau mai bine spus, creat, după care legiferat în Mexic. Ce înseamnă feminicidiu? Înseamnă hate crime against women, adică omorârea arbitrară a femeilor strict pentru simplu fapt că sunt femei. Adică tu te duci și omori pe nevastă ta, nu pentru că, nu știu cum să zic acum, nu pentru că, nu, tu te duci și omori o femeie nu pentru că vrei să jefuiești sau pentru că vrei să faci niște chestii, ci pur și simplu pentru că ea este femeie. Și Bolivia, din păcate, este destul de prost la capitolul ăsta. Bolivia cu Peru mi se pare că sunt țările cele mai periculoase din America de Sud pentru ca o femeie să călătorească singură. Și da, spun chestia asta în contextul în care avem prin jur și țări ca Brazilia. Dar pentru femei este foarte, foarte dificil, pentru că aici este o cultură puternică, o cultură machistă, o cultură care promovează ideea de misoginism. Evident că acum vorbim de valorile tradiționale, valori în ghilimele, lucrurile s-au schimbat foarte mult și se luptă enorm pe toate fronturile, astfel încât să nu se mai întâmple aceste hate crime-uri, aceste feminicidios, și cumva femeile să poată să meargă strada, să poată să meargă noaptea pe străzi fără să le fie teamă că o să fie omorâte sau că o să fie violate. Și că, care e faza mai tare? Ok, sunt crime sau există violență potriva femeilor, problema este că și oamenii care ar trebui să le păzească pe femei, adică și autoritățile, de foarte, foarte, foarte multe ori merg pe ideea ce a violat-o, cu siguranță a făcut ea ceva greșit. Asta se întâmplă pe aici, pe America de Sud. Evident, depinde foarte mult de țara în care mergi, dar Peru și Bolivia, țineți cont de treaba asta, sunt două țări în care aceste chestii legate de feminicidiu sunt foarte, foarte ridicate. Deci aici, în țara asta, să mergi pe jos, dacă mergi un kilometru, te simți ca și cum ai fi mers 30 de kilometri. Pentru că, în primul rând, nu există conceptul de ceva plan, să poți să mergi și un kilometru așa. Nu, tot timpul, kilometrul respectiv o să fie urci, cobori, urci, cobori. Și de-aia, mai ales în momentul în care de-abia ai ajuns aici, cum este noi, că am ajuns azi noapte, pana mea. Dar sunt foarte curios ce e clădirea asta, frate. Știți-vă cât de mișto poate să fie. Și arhitectura, adică arată bine, frate, locul arată mult, mult, mult mai bine decât mă așteptam. Avem. Let's see. Si, 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 ven. Ven. Pero tengo que ir. Un segundo. Así, gracias. Este un vas super local și costă 2 bolivari, 2 bolivieni de fiecare. Trebuie să vă fac transformarea aici, să vă arăt exact cât e. Da, da, foarte, foarte ieftin. Pagamos aquí. Cinco. Gracias, hasta luego. Un leu, ¿qué? El subte más barato, el subte de Buenos Aires. ¿Cuánto es el subte? Nada, 50 pesos, es nada. Mamă, deci e mai ieftin, au zis, e mai ieftin metrou în Buenos Aires decât aici sărăcia asta. Aici pe ăsta am dat, deci m-am zis cât un leu, când înseamnă 20 de cenți? Ia să vedem, suntem acum cumva în centrul orașului. Vedeți, vedeți cât frumos scrie la paz. Era asta, nu știu ce clădire, este ceva de transport. A, Intel e asta, de unde am luat internetul. Super drăguț pe aici și vremea s-a schimbat, acum este ora 3. Ce bună era și gagica aia. Avem undeva la vreo 18 grade, ceea ce este genial pentru noi. Ah, no, 16 grados. Viste, mi amor? Aquí en cualquier lugar que quieres ir, tienes que o subir o bajar. Nunca es plano. Nunca puedes no decir 100 metros. Me recordará mucho a Valparaíso en Chile. Ah, igual. ¿Viste? Ajá. Es como las callecitas así. Da, frate, Valparaíso. El aer, da, eso es la diferencia. Da, frate, aceeași chestie în Valparaíso. Am fost în 2018 în Valparaíso, dacă țineți minte. Și a fost super cute, dar la fel, urcai, coborai, urcai, coborai. Așa se întâmplă tot după aici. Mamă, de-abia când ieși din Venezuela, astea din Argentina, îți dai seama cât de mult contează faptul să poți să ai acces la banii tăi, să nu trebuiască să te gândești la conversion rate, la chestii de genul ăsta, scoți, bagi cardul, ai scos banul și n-ai niciun fel de problemă. Deci mă simt de parcă am fost la maraton, frate. E real. Bine, vă dați seama că la mine și cu asul pe care l-am,
e cu atât mai rău. A să urci pe aici, foarte similar, seamănă mult tot cu Peru, Cusco și tot ce ține de partea aia estică, sud-estică a Perului, are echipa Puno. So forth and so... So on and so forth. Nu pot să vorbesc, să mor eu. Acum am ajuns în piață și teoria aia pe care am văzut-o de multe ori, că atunci când ai văzut un orășel de la America Latina, le-ai cam văzut pe toate. Cel puțin dacă ne referim, repet, cum am spus și mai devreme, la Columbia, Venezuela, Peru, Ecuador, poate sunt la fel. Asta este Plața Murcigio, sau un fel de plața de armă, dacă ai fi în Peru. Și asta cumva reprezintă centrul orașului. Și toată lumea, când vii pe aici, toți oamenii zic, bă, aveți grijă, că e foarte periculos noaptea, se poate întâmpla grămadă de chestii dubioase. Și am mai spus-o în clipul meu din Peru, o să spun și clipul din Bolivia. Acum o să vă explic în principiu care sunt problemele principale cu care s-a confruntat partea asta de lume până pe la începutul anilor 2000, și anume terorism. A fost foarte, foarte, foarte mult terorism. Iar terorismul nu a început din capitale, a început din provincie. Iar oamenii, pentru că erau speriați de terorism, s-au mutat din capitale, din provincii, în zona de capitală. Au venit frumos aici și s-au așezat în centrul orașului. Ce s-a întâmplat în momentul în care a avut o grămadă de oameni din provincie care s-au așezat în centrul orașului? Evident că burghezia, cei care aveau case aici, nu erau mulțumiți de treaba asta și ce au făcut? Și-au vândut casele, au renunțat la ele și s-au mutat la periferie. De ce aici, în America Latină, când îți cauți cazare, niciodată nu îți cauți cazare în centru? Pentru că centru este zona cea mai urâtă din oraș. Este zona cea mai periculoasă. Dacă vrei să stai într-un loc bun, dacă vrei să stai într-un loc calm, trebuie să stai la periferie. Noi acum unde stăm, apartamentul nostru, este în zona sudică, undeva la vreo 5 km față de centrul orașului. Asta este o chestie cumva nenaturală, pentru că te gândești, bă, oare unde stau în centru? Eu am pățit chestia asta cu centru în momentul în care am ajuns pentru prima oară în Lima. Prima călătorie pe care am făcut-o vreodată, am căutat în centrul orașului. Și centrul orașului, Plața Mayor, cum îi spune acolo, e o ghenă, frate! Deci aia este o ghenă totală. Și eu acolo am stat pentru două zile, mi-am dat seama că este haos total, mi-am dat seama că e foarte dificil să ies noaptea, mai ales că nu vorbeam limba, am schimbat cazarea și m-am mutat în Miraflores, în Barranco, astea fiind zone cumva vestice, ale țării, cum te uiți la globul pământesc. Deci da, lecție de istorie, eu obosit mult. Absolut fascinant. Deci absolut fascinant cât de cald poate să fie. Și diferențe de temperatură. În fine, vă dați seama că aici, fiind la 4000 de metri, cum îi zice, soarele este mult mai puternic. Adică dacă ar fi să luăm temperatura de aici și să o ducem într-un loc unde vorbim, nu știu, de 20 de metri deasupra nivelului mării, cum e în Buenos Aires, probabil că s-ar simți undeva, nu știu, la 12-13 grade. Dar pentru că soarele este mult mai puternic aici, evident că și temperatura resimțită este mai ridicată. Uitați cât de mișto. Nu știu ce eveniment aici, nu știu dacă o să face. Uitați, 214 ani de la Revoluția Pasăna. Habar n-am de treaba asta. Uite, Club La Paz. Uitați ce dubioase sunt aceștia străzile. Deci de acolo urci, pam, 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 ajungi la intersecția asta. Da. După care iar urci, în partea asta e relativ plan. Foarte ciudată arhitectura, foarte, foarte, foarte ciudată. Arhitectura, arhitectura, este asta geografia orașului, mă. Și mi se pare că totul e închis, deci oriunde mergi, asta este o zi de luni și totul este închis peste tot. Dar ăștia n-au aici siesta, nu? Ăștia în Argentina se abuz siesta la orele astea. Și totuși, foarte, foarte multă liniște pe străzi. Și aici am ajuns într-un loc, zic că sunt barrios din alea, frate, ciudată, dar ești în centru, adică e super ok. Și ca să mergem către piața asta, trebuie să trecem un pod pe care probabil că îl vedeți acolo în față. Ai, mai batină așa. Deci orașul ăsta până acum cred că este printre cele mai șmechere de explorat. Arată absolut genial, uite, sunt mișto. Aici vine un alt pod, asta e strada principală care vine din Plața Murillo. Și asta cât de frumos aici ai La Paz, acolo în față. Fucking impressive. Să mor eu. Ce drăguț podul ăsta. Cred că am văzut 1000 de astfel de poduri prin Peru.
cum îi zice, în Lima. Deci era full. Mie exact vibe, dacă nu v-aș zice că suntem în La Paz și v-aș spune că suntem în Lima, cu siguranță că m-ați crede. Și acum intrăm în mare piață, piața Lansa. Să vedem ce o vând ăștia pe aici. Sí, porque es lunes. Es lunes, supongo. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, de eso? 4 bolivianos y 3 por día. 4 bolivianos, uno. ¿Y todavía como hay gente que compra, viene y compra, ese negocio funciona, sí? Sí, de hecho sí, bastante. Bastante, wow, qué cool. Very nice, muchas gracias. Deci da, a fost sărbătoare aici și am mai golf aici, cea mai dubioasă piață pe care am văzut-o vreodată în viața mea. Nici dracu pe ăștia-s nebun. Și Valeria e și îmbrăcată cu topul ăla, de ei se văd țâțele alea, pardon, sânia aia. Ia uite. Ah, ok, agua mineral. Ok. Podemos mezclar... Ay, no sé cuál es más recomendable, me ha dat-o. Ananai frutí. Hai, colas pe vale acolo. Da, mă, vă dați seama, acum suntem în țara asta, v-am spus mai devreme că nu e o țară chiar ușoară și trebuie să am grijă de ea. Ea nu înțelege, eu i-am spus de 1200, i-am zis, bă, vezi, nu mergem în Panama la... Nu suntem pe Elveția și pe Bolivia. Sunt pericole. A foarte mișto piața asta, extrem de interesantă și mă gândesc că atunci când nu e sărbătoare, acum e sărbătoare pentru că era fost ziua națională a Boliviei, adică au sărbătoare și ăștia aici, ziua bucuriei și evident că nu e foarte multă lume. Uitați aici, spune planul pieței, să vedem și ce și-a comandat Vale și-a luat un suc. Quiero una. ¿Vos querés algún batido? Sí. Lo que sea, pero diferente de eso. No, yo quiero el de maracuyá con lo que sea y el otro. Otro, no importa. Gracias. Să vedem când ne cere doamna asta aici. Uitați-vă câte fructe sunt, frate. Uite, asta e papaya. Asta arată cam cu un penis. Disculpa, cum se cheamă în sus? Arambola, ok. Ia uite ce mișto. Și acum i-am zis să ne facă și nouă ceva. Doi suci, plăru de la suc. Asta e, suci. Am luat sucurile astea două, super șmecher, nu mai știu să vă zic din ce sunt făcute. Ni le-a vândut doamna și am dat $1 pe un suc. Foarte, foarte ieftin, deci mai ales venit din Argentina, care e ieftină, dar vii aici, frate, și mai uite, zici, mamă, ești nebun. Totul pare gratis în țara asta. Mergem acum. Nu știu unde mergem, dar ne-a panicat femeia asta, ne-a zis, a, aveți grijă pe aici, plecați acasă, că vă jefuiesc, ăștia, în fine, sunt chestii pe care le-am auzit de zeci de mii de ori. Hai că l-am găsit pe un cumătru aici care să mă ajungă. Nu, nu, it's ok, it's ok. Quiero, si se poate, este cort. Nu, știu că vreau aici că să mă tundă așa, ați înnebunit. Stai că zic acum lui cumătru ăsta, să vedem ce înțelege. Strada asta e foarte interesantă, plină cu frizerii, plină cu toate nebunile, frate, dar puțin dodgy, ce-i drept. Și ca să vedeți, de exemplu, câtă atenție am și cum stă acum, pentru că sunt cu ei, pentru că nu călătorim singur prin țările din astea dubioase, nu am curaj să-mi țin camera afară pe aici, aproape de ora 5, o bag frumos și filmez cu telefonul, pentru că zona asta chiar este super dodgy și am avut cel puțin 3 persoane până acum care ne-au oprit și am zis, bă, aveți foarte, foarte mare grijă că vă vedeți turiști, adică eu sunt și cu telefonul și cu camera, Valeria la fel și ea filmează pentru canalul ei de YouTube pe care nu vi-l zic, nu din răutate, doar pentru că nu vreau să-l promovez pe nișa din România, pentru că e spaniol și nu are niciun fel de sens să-i trimit oameni din România când el poate să crească frumos, singur și organic. În drum spre casă am luat-o pe niște străuți din asta mai dubioase, luat-o un câine drăguț și mă șochează câtă sărăcie. Asta e o clădire aici, habana, uite și pe ăsta, Bart Simpson, de pe I Wish, așa. Uitați-vă și voi, frate, ce e pe aici.
Deci sunt străzile dărăpânate, clădirile, suntem aproape de sud. Mai avem până în sud, dar am zis să mergem pe jos, mai avem de vala vreo 2,5 km. Dar mă șochează, stați că e murdară camera. Mă șochează, frate, câtă sărăcie poate să fie și în țara asta. Și încă ceva ce este unheard of, bă, frate, faptul că oamenii încă folosesc măștile. Deci oamenii sunt cu măști, băi, ești nebun la cap, e 2023, au cerut certificatul de COVID la un moment dat în țară. Mai să zic, boss, a trecut pandemia de 3 ani, sunteți nebun la cap, ce pandemie. Și uitați, în loc să o luăm pe lateral pe acolo, a observat Vale că pe aici e un drum, o cărare de asta. Astea sunt pasul, ăsta e pasul pe care l-am luat noi mai devreme, combi sau cum îi spune. Foarte drăguț așa la pază. Ia uitați ce am găsit aici, frate, pe pereți astea. Asta e o școală, presupun. Și spune să nu accepti nimic de la străini, băi, ești nebun. Și aici zice că să nu accepti de la străini pe Facebook, să-ți dea, să-ți scrie ceva. Mamă! Exact acum meditez vlogul la care tocmai vă uitați. Și ca mulțumire pentru că ați stat până în momentul acesta astfel încât să vedeți videoul, vreau să vă povestesc ce am pățit la Immigrations ieri. Deci noi am aterizat aici. Eu știam că noi, ca cetățeni români, avem nevoie de vize pentru a intra în Bolivia. Acum informațiile sunt foarte contradictorii. Sunt locuri în care zice că ai nevoie de viză, dar sunt anumite locuri unde zice că, domne, dacă tu n-ai găsit o ambasadă, poți să primești un fel de visa on arrival când ajungi în țară. Am făcut immigration în Argentina, după care am ajuns în Bolivia, îți trebuiau certificate pentru febra galbenă, pentru vaccinul împotriva febrei galbene pe care îl aveam, COVID-ul, că știam continuare sunt cu COVID-ul, după care trebuia să demonstrezi că ai bani să te susțin țara respectivă, adică aici, nu știu ce am spus țara respectivă, așa, ce am mai cerut și dovada cazării. Acum, care a fost problema? Eu de obicei, rar ori fac cazare pentru 10-12 zile, adică îmi fac rezervare. Fac pentru 2 zile. Am făcut o rezervare pentru 2 zile, m-am dus cu Vale acolo la Immigrations, toate bune și frumoase, nu știu, ea trece, evident, i-a putut să treacă doar cu buletinul cum ar veni, pentru că ei fac parte din comunitatea, nu știu ce, Mercosur, nu știu ce nebunie și poți să cătrească, cum facem noi în Europa cu buletinul, așa fac ei până în America de Sud cu anumite, prin anumite țări, doar cu buletinul. Așa, când se trec eu, se uită asta la tot și zice, vreau să văd rezervarea pe altă perioadă. Eu nu aveam rezervare pe altă perioadă, nu aveam nici internet. L-am rugat să-mi facă hotspot, mi-a făcut omul hotspot și cât el era pe acolo, nu știu ce făcea, am început să-mi fac o rezervare pentru întreaga perioadă. Mi-am făcut rezervare pe întreaga perioadă. Și omul a zis, bă, stai că vreau să sun la hotel să văd că rezervarea e validă. Rezervarea evident că era validă, n-a fost niciun fel de problemă. Ăia de la hotel, din păcate, nu răspundeau. Și pentru că nu răspundeau, am zis, bă, trebuie să așteptăm. Valeria trecuse, toți oamenii trecuse, eram doar eu. Eu eram singurul străin și mi-a spus că, domnule, tu trebuie să plătești, tu ai nevoie de viză, este viză. Și trebuie să arăți toate documentele, trebuie să treci pentru un interviu și așa mai departe. Ok, m-a pus să aștept undeva. Nu știam ce să fac, mai aveam o oră până la zbor, au vreo 40 de minute, eram convins că o să pierd zborul. Lui Vale i-a zis, bă, du-te și ocupă-te acolo, vezi ce poți să faci la zbor, eu încerc să văd ce se întâmplă aici, îi scriam asta pe telefon pentru că rămăsesem conectat la hotspot-ul tipului, toate bune și frumoase. Vine omul și mă întreabă cu ce mă ocup. Și când i-a zis că fac YouTube, asta a fost o chestie care cumva l-a făcut pe el să fie mai liniștit, dar pe de altă parte a deschis a whole new window of questions. De ce n-am mai postat de mult timp? Asta mi-a zis că am văzut că, de uite, am intrat pe canalul tău, de ce ai făcut o pauză, cu ce te-ai ocupat, ce faci, am văzut că ai pus un video azi, dar de ce nu știu, dar de ce, bla, bla, bla. S-a luat de vizele de Irak și de Nigeria, faptul că sunt român, a zis că ridică suspiciuni și am spus, mamă, frate, că sunt român în Bolivia, mi se pare, adică nu văd de ce ar trebui să fie chestia asta o problemă. După care, că de ce vin în Bolivia, că ce vreau să filmez, că de ce am învățat spaniolă, că de ce fac videouri, că de când fac videouri, că cum meditezi videole, că se arăt camera, se arăt omul, în fine, toate chestia asta pe un ton foarte plăcut, adică omul nu am simțit nici o secundă când încerca să mă intimideze sau ceva de genul ăsta, era un tip tânăr la, nu știu, 30 ceva de ani, cu încă o fată și cu încă un băiat și am doar eu cu ei acolo. O grămadă de întrebări, i-am dat și canalul, i-am dat și contul de TikTok, i-am dat și, trebuia să dau și ăla, mă, Blue, mă, ești nebun? Așa, i-am dat și, da, Blue, adică platforma albastră. I-am dat și Instagram, i-am dat și Facebook, s-a uitat pe acolo, nu putea să dea de ea de la hotel, asta era problema. Ce a făcut-o? M-a intrat pe Facebook-ul hotelului și a sunat pe Messenger, frate, să vorbească cu ea de la hotel.
asta am uitat să vă zic, au primit confirmare, nu știu ce, și am început să ne luăm discuții cu punct de călătorii, cum a fost pe acolo, ce ți-a plăcut pe acolo, hai să spun ce să faci pe aici. Eu știam că Valeria săracă încerca să țină avionul, bă, stați, nu plecați, că nebunul de iubit al meu e pe acolo, pe la immigration, nu știu dacă o să lasă să treacă sau nu. Nu puteam să-i scriu, pentru că teoretic n-ai voie să folosești telefonul acolo. Eu l-am folosit pentru că tipul, cumva cât stătea acolo cu mine, s-a conectat hotspot-ul și doar i-a scris: Valerie, bă, du-te și încercă să rezolvi acolo, dacă poți să rezolvi bine, dacă nu poți să rezolvi iarăși bine, dacă te sui în avionul respectiv. Ne-au avut escală în Santa Cruz, am uitat să vă zic, am zburat Buenos Aires, Santa Cruz, Santa Cruz, La Paz. Și o chestie super dubioasă este că am făcut immigration în Santa Cruz. Eu mă așteptam că o să fac immigration în La Paz, pentru că în mod normal tu faci immigration la ultimul punct, adică la ultima, la destinație, nu faci la escală, dacă escala se află în destinația finală. Și aici se afla, pentru că Santa Cruz de Sierra face parte, evident, din Bolivia. Și nu mă așteptam că o să fac acolo immigrations, pentru că biletul avea două ore de escală. Dacă știam că o să fac acolo immigrations, cu siguranță căutam un bilet, era un bilet întreg, da? Care să aibă două ore, că mai erau niște alte, mai erau variante. Și faza era că, Valeria, noi nu vorbisem dinainte, bă, ce faci, zbori sau nu zbori, mă aștept sau nu mă aștept, nu știam că se va întâmpla situația asta. Dar orice alegere aș fi luat ea, dacă, de exemplu, problema este că dacă ea nu zbura, ea nu putea să, adică ea trebuia să părească ca să zboare pe zborul următor. Dacă eu nu zburam pentru că mă țiau la immigration, mă băgau ei într-un alt avion, pentru că ea rămânea de bună voie și nesilete de nimeni. Nu suntem soț și soție, nu avem niciun fel de relație astfel încât să zică, bă, a rămas pentru el. A rămas pentru el, mi se rupe, plătește. Și săraca n-a știut ce să facă, dar a vorbit cu ea și a rugat frumos să aștepte. Eu am fugit. Evident, știți, cu genunchi ăsta nu prea am voie să fug, dar am fugit până la urmă și toate au fost ok. Ideea este că e pentru prima sau a doua oară în 8 ani de călătorit în care am stat așa cu puțină teamă la immigration, dar oamenii de acolo, nota 10, deci crew de immigration, de la immigration din Santa Cruz de Sierra, niște oameni de nota 10, atât cât nu mă așteptam eu că o să fie atât de complicat și că o să doreze atât de mult. Am plătit $106 viza. Ideea este pentru cei care vor să călătorească, dacă aplici din timp, dacă știi că te vei duce acolo din timp și aplici la ambasadă, nu știu dacă România are ambasadă, dacă Bolivia are ambasadă în România, nu te costă absolut deloc. Noi nu știam că o să zburăm aici și eu n-aș fi avut timp să-mi iau 3-4 zile în Buenos Aires, să mă duc de pun actele, să aștept să-mi vină viza și așa mai departe. Și de-aia decizia, bă, doar eu plătesc viza, ea nu plătește viza, e foarte ok, intrăm, everything is cool. Dar am trăit emoții, deci chiar am trăit emoții pentru că eram cu ea. Dacă sunt singur la fază de genul ăsta, eu știu că eventual te trimite înapoi în țara de origine și asta e. Eu știam că sunt cât de cât ok, pentru că la check-in counter-ul din Buenos Aires nu m-au zis nimic, nu m-au întrebat nimic și în mod normal, dacă ei nu te întreabă nimic, tu știi că o să fie ok acolo la immigrations. Ideea este că român, youtuber, vize de Nigeria, Irak, da? Și alte nebunii, vă dați seama că asta a fost o problemă foarte, foarte, foarte mare pentru ei. Și am stat, deci am stat cred că vreo oră, o oră și 10 minute, pentru că în momentul în care am fugit pe culoarul ăla, vedeți că vorbesc foarte greu din cauza atitudinii, în momentul în care am fugit pe culoarul ăla, către avion, către burduf, toată lumea, deci eu eram singurul, am intrat ultimul, cred că m-a așa cel puțin 10 minute, avionul datorită Valeriei că s-a rugat de ea. Și în fine, am ajuns toate bune și frumoase, turbulențe, și ați văzut prima noastră zi pe care am trăit-o aici în La Paz, da, am trăit emoții foarte, foarte mari, mă gândeam că există o șansă, era o șansă foarte mare să nu prind zborul și mai era o șansă nu mare, mică, dar nu era zero, să nu intru deloc în țară. Ia uitați că am intrat și sunt foarte fericit să mă aflu aici și sunt foarte fericit că fac vloguri, poate că probabil că se vede treaba asta pe mine. Acum mă întorc la edit și noi ne vedem în video următor. Love you! Pa!